În data de 19 august, polițiștii rutieri au reținut un bărbat de 37 de ani, bănuit de conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducerea pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat. Polițiștii au oprit pe strada romanilor din Giroc mașina condusă de acesta. În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că bărbatul în cauză avea dreptul de a conduce suspendat și se afla sub influența băuturilor alcoolice, fapta fiind de natură contravențională. Astfel, bărbatul a fost reținut pentru 20 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice și conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș.